Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Începe o nouă săptămână și am să fac o etalare pentru săptămâna care urmează. Cărțile de oracol, să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți. Așteptați-vă la daruri, la vești. Dar așteptați-vă și că cineva, un tânăr mai puțin, așa cu intenții mai puțin bune, vă cam bâzie, să zic așa, cu niște rele intenții, vă cam urmărește, poate, veștile, vrea să vă afle secretele sau vrea să știe ce vă urmărește pentru niște daruri, să zic așa, pentru niște câștiguri. Dar e doar cu bâzia. Haideți să vedem ce spun cărțile, ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, surpriză. Varianta numărul 1, verde, numărul 2, roșie, numărul 3, alb. Alegeți intuitiv varianta care rezonează cu voi și să vedem ce spun cărțile la varianta aleasă în această săptămână, cu ce noutăți vine fiecare variantă. Am să încep cu prima variantă, varianta numărul 1, verde. Dragostea va juca un rol important. Poate la unele dintre voi aici e vorba și de vreo neliniște care o aveți voi. Nu prea aveți încredere în dragoste, poate și din cauza unei alte persoane. Văd că sunt niște persoane care ar vrea cu voi poate o relație, dar voi nu aveți încredere. Cumva, dacă sunteți într-o poveste, într-o relație, atunci aveți, să zic așa, niște discuții, poate cu partenerul. Aveți voi teama că v-ar putea înșela sau vi se pare vouă că nu vă acordă prea multă atenție sau el crede că nu i-a acordat prea multă atenție. Dacă sunteți singuri, nu prea aveți încredere în dragoste, dar ați putea întâlni-o. Da, deci ce știți voi de o nouă dragoste? Știți aici sau știți de un cuplu căsătorit, de un tip, cuplu de tineri sau de o nouă relație aici? Știți de energia unor tineri într-o relație nouă, cu un copil, poate chiar de niște discuții, de niște noutăți aici care țin și de niște întâlniri amoroase sau legate și de un botez, de o aniversare într-un cuplu de tineri cu un copil. Ce nu știți, că veți avea un noroc cu reușită, dar vă va întrista hoția cuiva, că cineva care, deci nu știți că voi aveți un noroc și cineva vă cam urmărește norocul, vrea să vă facă o pagubă sau chiar să nu știți că cineva a fost păgubită, vedeți și o persoană tristă, păgubită de o hoție, de norocul, își plânge norocul, să zic așa, cineva din cauza unei persoane nesincere. Ce ar trebui să știți? Că veți avea un succes, o reușită legată de un drum, o speranță care vine legată din străinătate sau chiar vă gândiți voi. Ar trebui să știți că trebuie să luați o decizie, poate legată de niște drumuri, de o afacere care poate fi de succes. Văd că vă vine o speranță, o noutate, vă puteți împlini un vis care nu mai credeați că se împlinește, se poate împlini. Ce ar putea fi în casă? Daruri, într-adevăr, reușită, realizare, niște noutăți, niște vești legate de câștiguri, de daruri. Legate și de familie, daruri de familie, pentru copil, pentru voi, pentru partener, de la partener, pentru niște ani. Văd că niște cadouri pot veni chiar, vă vin bani din urmă. Aici cumva văd că așteptați acești bani, pot veni, se înnoiesc așadar niște energii. În afara casei, un succes, o reușită care ține și de un eveniment, care poate ține și pe societate, de niște afaceri, de niște evenimente sociale. Văd că puteți socializa, cunoaște persoane. Au legătură poate și cu instituția statului aici, legat de familie, de doamne. Pot veni niște evenimente importante pe societate, legate de instituții, legate de doamne. Mai multă autoritate, poate apărea și o propunere de o funcție, poate, sau, mă rog, de un examene, văd aici, vă pot veni, veți fi invitați pe undeva sau la niște evenimente, puteți să ajungeți într-o celebritate sau avea de-a face cu niște celebrități. Văd aici că se poate crea o legătură între voi, poate dacă sunteți și singure, cu cineva cu funcție, cu o persoană dintr-o instituție a statului care vă poate oferi fie o funcție, fie o prietenie, un parteneriat, o relație care să fie solidă, care să faceți o familie chiar. Veți avea de-a face poate unele dintre voi în afara casei și niște chestiuni juridice de rezolvat care se rezolvă în favoarea voastră. Acum poate fi și legat de o moștenire, de o casă, de o afacere.
În dragoste primiți darul și reușită, dar vă urmărește cineva, într-adevăr. Aveți un tânăr care vă cam urmărește, spionează. E cineva care încearcă să vă controleze cumva, să vă urmărească cumva întâlnirile, darurile, cumva aveți pe cineva aici cu rele intenții. Aflați voi niște vești de răutățile cuiva, poate, care vă amărăsc puțin, dar nu au ce să vă facă. Văd că voi sunteți o persoană care poate iertați, nu mai dați importanță, îl țineți la distanță și asta poate că îl face să devină mai răutăcios. Și surpriza, într-adevăr, vești foarte bune, care pot veni legate și de câștiguri, de bani, de un contract, de un eveniment pe societate, de o familie, de prieteni. Veți fi mai romantice, mai creative, mai... văd că sunteți într-un noroc, așadar, în această săptămână, fie pe dragoste, pe o dragoste serioasă, văd aici, cu o persoană care poate fi o persoană cu funcție, cu bani, o persoană într-o instituție a statului, o persoană care să vă ajute și pe afaceri, pe... o persoană cu care puteți face o relație de lungă durată. Dar vă încurcă, nu vă încurcă, vă bâzie, deci cumva în preajma casei e cineva care vă cam urmărește, vă cam invidiază sau poate că e vreun frust, vreo persoană care așa ar fi dorit și cu voi poate vreo întâlnire ceva și dacă nu poate să ajungă vă mai, da, mai pot fi și astfel de situații sau legat de un dar, are legătură cu un dar, poate legat și de un copil aici, depinde la una dintre voi ce relație aveți cu propriul copil, dacă aveți copil. Că poate apărea o răutate în discuțiile cu copilul pentru un dar, pentru ceva, vă reproșează ceva cum ar veni și de aici apare această situație. La altele poate să fie și că are legătură cu o persoană necunoscută care încearcă să vă cam să vă cam urmărească, să zic așa, poate fi o persoană cu rele intenții. Aici poate fi o persoană chiar străină, mă de aici un dușman care poate fi un spion. Deci e un spion aici, un rival care poate ține și de societate, rival pe societate, rival pe națiunea voastră, să zic așa, pe nația voastră. Sau... Da, dar în general pot să spun că e o săptămână cu evenimente frumoase, întâlniri plăcute, cu armonie. Văd că voi ar trebui să știți că trebuie să vă luați viața în mâini, să aveți încredere în voi și speranță. Pentru că vă văd aici că voi sunteți într-o fericire, într-o bucurie. Fericirea trebuie să știți că depinde de voi, de gândurile voastre, de ce gândiți voi, de optimismul vostru. Văd că se renoiește ceva la voi și chiar dacă sunteți singuri apare o dragoste, dacă sunteți într-o relație, lucrurile par frumoase și chiar romantice, așa cumva liniștite. Chiar dacă poate nu comunicați voi prea mult, e o relație liniștită, ca să zic, în această săptămână și pot veni într-adevăr și vești, scrisori, chiar puteți comunica, orică sunteți la distanță și comunicați de la distanță unul cu altul. Orică relațiile între voi sunt armonioase și nu aveți nevoie de prea multă comunicare, că voi înțelegeți, vă înțelegeți foarte bine și din vorbe, din priviri și din acțiune, din ce faceți. E o săptămână care o dedicați poate și studiului. Văd că poate chiar apare un contract la voi în această săptămână, un parteneriat sau chiar vă ocupați de niște afaceri. Cam asta din ce văd aici în această săptămână, pentru că ai venit numărul 1, pare o săptămână frumoasă. Cu evenimente frumoase. Haideți să vedem varianta numărul 2. Știți ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, ce ar putea fi în afara casei, în dragoste, surprize pentru varianta numărul 2, piatra roșie. O tristețe la voi, poate legat și de o despărțire, legat și de o singurătate, legat de o vizită, să zic așa, care poate vă întristează ceva. Ori aflați de cineva bolnav, de cineva în doliu, de aflați de vreo divorț, ceva care vă întristează, știți. Voi știți o căsătorie, sper, sau sperați și puțin la o căsătorie, la un păcare, la o revedere, văd că aveți speranțe, știți de acest lucru. O vizită de un eveniment important, poate legat și de o instituție, poate legat și de familie, legat de niște beneficii, de niște daruri. Nu știți că veți avea daruri, cadouri și chiar un succes într-un eveniment care poate fi pe societate sau legat de afacerea voastră, de munca voastră, de întâlnirile care le aveți în familie sau între prieteni, faceți cunoștințe. Voi nu știți că veți avea niște daruri, niște cadouri, niște reușite. Ce ar trebui să știți? Să gândiți pozitiv. Pentru că aveți noroc, chiar și în singurătatea voastră, să știți că e noroc pentru voi, pentru că ceva vă inspiră, ceva vă aduce o armonie, ceva vă dă un succes, puteți avea câștig la loto, puteți avea niște daruri, puteți
cunoaște pe cineva. S-ar putea să, ar trebui să știți că trebuie să fiți, să gândiți pozitiv ca să nu aveți vreo pierdere. Că gândirea negativă vă face să fiți într-o tristețe sau într-o pierdere. Gândirea pozitivă, în schimb, vă face să vedeți oportunitățile și chiar să aveți, să atrageți norocul, succesul în viața voastră. Și în casă pe casă, aici poate e o prudență legată de un partener sau legat de casă, de cine va de prin preajma casei, că văd aici și poate apărea, ori aflați de partener că nu e prea sincer, ori să nu aflați că partenerul are parte de vreo înșelătorie ceva, deci care are legătură cu niște energii masculine pentru voi, care nu par prea. Aici legat și de niște evenimente, cumva aflați voi de o rivalitate, de vreo invidie și cumva aflați, aflați niște secrete, secrete legate de o persoană care nu e sinceră, care nu este, poate fi o persoană care cam speculează ea ceva. Dacă văd că și în afară casei apare o tristețe aici, niște răutăți sau intuiția cumva vă spune ceva, că sunteți cam urmărite sau cineva încearcă să vă umilească sau aflați de cineva care e într-o umilință. Dar în dragoste să știți că apare o noutate, ceva neașteptat poate veni, un drum, o călătorie, o veste, un copil. Voi aveți niște evenimente, deci aveți niște evenimente, dar v-ar putea întuneca aceste evenimente gândirea voastră sau cineva care nu e sincer, o să aflați voi de ceva. Și surpriza la fel, noutăți, vești, într-adevăr aflați secrete, pentru că trebuie să stați pe gânduri că aici să știți că aceste vești care vin și pe casă și în afara casei pot fi înșelătoare și atunci va trebui să nu cumva să intrați în vreo înșelătorie din cauza unor vești pe care voi le tratați cu superficialitate și le luați de bune și veștile bune le luați de, nu le luați în seamă cum ar veni. Cumva aici de aici trebuie această înțelepciune, vă termine pe surpriză că te înțelepțești ceva, afli un secret, afli o realitate sau îți dai seama că ai fost foarte înțelept că ai ascultat cu atenție un anumit, o anumită veste, o anumită, ai tratat-o cu atenție sau ai respins-o sau aici cumva te înțelepțește ceva. Deci cumva văd că poți avea o săptămână foarte bună și norocoasă, deși la această variantă ai și norocul, oportunitățile și sunt niște evenimente, poate și pe societate pozitive, vești de bani, de câștiguri, dar te bâzi și la această variantă apare așadar energia unor persoane, unui tânăr sau unui bărbat poate mai matur, dar care este nesincer, speculează ceva, urmărește ceva. Aveați voi de vreo speculație a cuiva așa mai neortodoxă. Haideți să vedem și varianta numărul 3, varianta pietrei albe, ce știți, ce nu știți și ar trebui să știți ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, surpriză. Wow, câștiguri, bani, cadouri și dragoste chiar. Chiar vă neliniștește o dragoste, poate. Declarația de dragoste a cuiva, cadoul care îl primiți de la cineva, faptul că apare cineva de care să vă îndrăgostiți, vă dă așa o stare de neliniște. Nu știți ce să credeți, nu știți ce să faceți. Ce știți? De noutăți, de un eveniment, pe societate, de afaceri. Să știți că această săptămână este parcă dedicată doamnelor, parcă e o marcă. Pentru că văd că doamnele au o mare putere în societate, un cuvânt de spus, sunt mai autoritare, sunt mai independente, sunt mai respectate, mai respectabile și acordă mai multă atenție lor, se respectă mai mult pe sine și în felul acesta cumva influențează parcă și societatea să le respecte mai mult. Sunt speranțe ca să se îmbunătățească ceva în condiția poate a doamnelor, a domnișoarelor, a femeilor în societate, a respectului care să fie tratate în societate ca niște persoane de afaceri, ca niște persoane de societate care au un rol important, determinant, doar au fost atât de multe doamne care sunt și au fost și sunt un nume cu nume sonor, deci doamnele, indiferent de nivelul la care se află, trebuie să existe această situație și văd că asta e speranța voastră. Poate că și sperați de o împăcare, o revedere, o căsătorie, o întâlnire, văd că vă îmbrăcați elegant sau aveți această dorință de a vă îmbunătăți poate lucrul, de a vă schimba puțin stilul de viață, poate, aveți niște evenimente poate în familie sau în societate la care vă pregătiți să vă duceți și sperați să fiți, să arătați bine, să faceți impresie bună și o puteți avea, ce ar trebui să știți? Că trebuie să fiți înțelepte, înțelepte pentru că puteți afla, puteți fi puțin urmărite, gelozite,
Aici cumva poate și legat de un divorț, o separare, sau ar trebui să știți că trebuie să fiți înțelepte că e un risc. Risc din cauza geloziei cuiva, invidiei cuiva. Cineva vă poate pune într-un risc. Aveți nevoie de mai multă înțelepciune sau chiar protecția unei haine de stat. O autoritate a statului vă poate ajuta într-o energie. S-ar putea să aflați de cineva care, din cauza geloziei, face, Doamne ferește, vreun gest nebunesc. Ce ar trebui să știți? Că puteți avea un câștig, un noroc, o reușită, poate și datorită unui bărbat sau chiar soțul, prietenul, iubitul, să aibă un noroc, un câștig, dar și o dezamăgire văd că vă poate veni. Pe de altă parte, sau e vorba de sănătate, poate că ar trebui să știți că trebuie să vă îngrijiți puțin de sănătatea voastră sau unui partener. În casă, pe casă, puteți avea o vizită, o întâlnire, o noutate, dar poate apărea și o ceartă, un scandal. Deci e un risc pe scandalul, să știți. Aici poate și din cauza fidelității cuiva. Orică vă pune la îndoială fidelitatea, atacă pentru că aveți o altă credință. Aici poate fi vorba și de frustrarea cuiva pe credința voastră. Pentru că voi sunteți o persoană credincioasă, aveți o înțelepciune, aveți o moralitate aici, că am zis aici acest respect care vine legat de Doamne, de familie, de casă, de speranțele voastre de o lume mai bună, cuiva nu-i prea convine, cineva e frustrat și aici apare, poate apărea o provocare, un scandal, să zic așa, o energie puțin agresivă față de prietenia voastră, față de stilul vostru de viață, față de fidelitatea și credința voastră. Și sau de vizitele care le primiți, pentru că cineva n-ar vrea să vă vadă într-o armonie, într-o reușită, dar o puteți avea. În afara casei, sunt de liniște, într-adevăr, pentru că sunt niște persoane, aveți de-a face cu o persoană care nu e sinceră aici, sau poate fi legat de sănătate. Întâlnirile din afara casei cumva sunt condiționate de problemele care sunt pe sănătate, că aici pot fi niște chestiuni înșelătoare și vă neliniștesc. Deci, cu alte cuvinte, nu vă simțiți, poate, n-aveți încredere să socializați, să vă întâlniți cu o anumită persoană, pentru că vă gândiți și la sănătate. Aici pot apărea, sau să nu aflați de vreo trădare aici, cumva, poate apărea ceartă și între, dar aici, în această săptămână, cumva, la această variantă, poate fi ceartă și împăcare cu partenerul, pentru că, ori nu e sincer, ori e puțin cam agresiv, cam gelos. Și în dragoste, la fel, deci e poate vorba și într-adevăr de o gelozie, de o trădare chiar, văd că sunteți pe gânduri aici legate de niște evenimente, de familie, cineva, ori e o intrigă din familie, cineva vă gelozește și atunci aruncă cu vorbe și partenerul, dacă e gelos, ia în considerare de bune acele vorbe, orică chiar există o nesinceritate, că văd aici în afara casei că poate exista un secret pe care îl aflați și de aici pot apărea discuții. Aflați voi de trădarea cuiva, aflați voi de un secret, aflați voi de care vă pune pe gânduri. Poate nu are nici legătură cu voi sau cu relația voastră, poate are legătură cu ceva care are legătură de la cineva din familie, copii, cunații, părinții, etc., prieteni. Deci, că vă pune ceva pe gânduri, ceva vă întristează, ceva vă dezamăgește legat de o relație de cineva. De dragostea care o aveți voi pentru cineva, că dragoste puteți avea și față de prieteni, că iubiți, apreciați, respectați, îi ajutați. Cam asta e din ce văd eu. Și surpriza, da, deci doamnele, deci este foarte clar că această săptămână este săptămâna doamnelor, în care ne văd aici, vă văd aici ca pe surpriză, veți constata că veți fi foarte fericite, într-o stare de spirit pozitivă, poate că mergeți la vreun eveniment, poate câștigați un premiu, poate sunteți populare, văd că sunteți romantice, văd că sunteți foarte îndrăgostite chiar poate, sau veți cunoaște dragostea, poate chiar puteți cunoaște dragostea. Vă puteți avea un eveniment de succes în această săptămână sau o afacere de succes care merge, are legătură poate și cu străinătatea, cu veștile din străinătate. Veți avea niște întâlniri cu niște prietene, poate, dar pot veni și niște vești foarte bune care privesc doamnele. În dispoziția lor în societate, respectul, văd aici mai ales pentru studii, pentru afaceri, pentru această evenimente care țin de cultură, de artă, de sport, de competiții sportive sau de o altă natură, științifice, etc. Acum aici văd că munca intelectuală pot fi și parade de modă, spre exemplu, sau, nu știu, spectacole, evenimente culturale, filme. Aici pot fi multe evenimente la care văd că sunteți invitate, deja vă face speranțe, poate să vă duceți sau
Sperați și la vreo întâlnire, la vreun eveniment care vă așteptați și ele pot veni și pe surpriză. Acestea fiind spuse, dragele mele, dragii mei, sper să aveți o săptămână minunată, binecuvântată pe toate planurile. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!